În ultimele 24 de ore, cea mai vizionată postare de pe site-ul jurnalderegin.ro a fost materialul despre participarea polițiștilor regineni în cadrul orășelului copiilor de 1 iunie. Știrea despre victoria în deplasare a jucătoarelor de fotbal de la viitorul Regin s-a clasat a doua în topul audienței. Campania Da pentru Educație cu eleva Andrada Bogdan de la școala gimnazială Alexandru Ceușanu a fost a treia în topul preferințelor internauților. Materialul despre participarea polițiștilor regineni în cadrul Orășelului copiilor de 1 iunie a fost cea mai accesată postare în ultimele 24 de ore pe pagina de Facebook Daregin TV. Pe locul 2 ca număr de vizionări se află campania Da pentru Educație, cu eleva Andrada Bogdan de la Școala Gimnazială Alexandru Ceușanu. Pe locul 3 în topul preferințelor utilizatorilor de Facebook se află știrea despre ziua olimpică, marcată în Comuna Lunca Bradului prin competiții sportive și activități culturale. Puteți vedea și dumneavoastră știrile vizitând site-ul jurnaldereghin.ro sau pagina de Facebook de Aregin TV, cele mai populare site-uri cu știri din zonă.